Lucrările de demolare au început în forță. Se pare că firma contractată de primărie vrea să fie sigură că va termina proiectul la termenul stabilit în contract. Acest fapt nu ține însă cont de comercianții aflați în vecinătatea șantierului. Demolările la piața Iosefin continuă conform planului. În tot acest timp, comercianții de pe marginea drumului încearcă să-și desfășoare activitatea, înconjurați de norii de praf care vin de pe șantierul de lângă. Deși nu au vrut să apară în fața camerelor de luat vederi, proprietarii magazinelor vecine spun că șantierul îi va duce în pragul falimentului. După ce au blocat strada pe care se află, muncitorii nu asigură nici cele mai elementare condiții de siguranță în zona de lucru. Se lucrează cu foc deschis în condiții de caniculă, resturi metalice zboară din când în când în afara zonei de lucru, iar în jurul șantierului este în permanență un nor de praf. De altfel, singura barieră între șantier și cei care trec prin zonă este un gard metalic care nu oferă prea multă protecție. Practic, șantierul este un accident pe cale să se întâmple. Reprezentanții primăriei susțin că aceste aspecte sunt problema firmei care realizează proiectul. Astăzi am fost pe șantier să lucra de zor, dar cei din jur care aveau standuri cu fructe, legume sau magazine lângă șantier se plângeau de faptul că nu prea sunt măsuri de protecție. Este o problemă pe care are firma care execută lucrările. Nu este problema noastră. Dar primăria va inspecta lucrările într-un final? Problema noastră este că avem un contract atribuit, există o finanțare europeană pentru acea lucrare, este o firmă care se ocupă de execuția acestor lucrări, care are un termen de execuție a lucrărilor. La finalul lucrărilor vedem dacă lucrarea corespunde cu ceea ce s-a licitat. Așadar, până la finalizarea proiectului din piața Iosefin, locuitorii și comercianții din zonă trebuie să se descurce cu praful, molozul și zgomotul infernal, iar cei care trec în apropierea șantierului vor trebui să-și poarte singuri de grijă pentru a evita eventualele accidente. Cei care se ocupă cu proiectul se pare că pun mai mult preț pe viteză decât pe siguranța oamenilor.